Seara bună! Să uitați prin oraș. Deci e un parc în stânga și aici e Penny. Dacă ați venit aici pe la Penny, măcelărie, nu știu ce, sunteți bine, fraților! Sunteți pe drumul ăla bun! Taxi, du-mă unde vrei, du-mă la Găbudeni! Hai Găbudenia! Hai Găbudu! Au, au! Deci mai avem vreo 7 km jumate. Deci din centru 7 km, da. Seara bună, fetelor! Ciao, ciao, les! Uite, e Lidl-ul și asta e centru. Bine ai venit în Luduș, Maroș, Luduș, Muraș. Maghiari. Aici sunt maghiari, destui. Maghiari, uite ce restaurant, frate. Mai bine dormi afară. Uite, mâncați, beți, pizza. Până la ora 24, cred că noaptea. Vezi mă cu măsură moșilor, nu ca la noi. Aici e stația primărie. Ăla cu tărăvanța, primăria Luduș. Taxiurile pe stânga, uite aici, Luduș. Steagurile, NATO, România, Europa. România, steaua și profi la stânga. Încă e deschis la ora asta. Ce gagică blondă, ai grijă cu blondele, că-s periculoase, moșul. Primăria. Lasă gagica, ia drumul. Salut, colegul, ce trebanță ai. Seara bună, bă. Restaurant, deci dacă sunteți pe aici, sunteți bine, moșilor. Ce e aici, fântână arteziană? Ba nu, ăsta spală drumul. Ba bun, aici în față gara și... De la gara 7 km până la Găbui, pe drumul din Gheja. Haideți cu noi! Dă-i! Dă-i pedală, dă-i! Seara bună! Seara bună, mai bine! Suntem la țară, bă! Nu, că suntem la oraș. Hai, moșu, hai! Îți prezint gara Luduș. Să vedem dacă mai recunoști. Ia să vedem. Bună seara. Seara bună. Ce de tineri pe aici. Bravo tineri, așa. Place de voi. Plimbarea cea mai bună de seară. Seara bună taximetriștilor. Aveți grijă, Doamne ajută. Azi mă mai salutăm oamenii. Bună seara. Să nu fie oamenii singuri pe lume, că e greu. Aici pe stânga e gara, de aici avem 7 km fix. Cu cât înaintăm, scădem. 10, 20, deci e o minune că am ajuns, fraților. Avem aproape 500 de km de la Pudna la Luduș. Aproape, 500 fără 7. Mă rog, ne-am mai mers prin munți, 50 de km și de asta avem 500 de km. Am plecat din 30 iunie, nu? Sau 31, cât a fost? 30 iunie, da. Uite asta că n-are un bec. Au, bețiș. Ai un bec. Să ars. No, de aici mai avem 7 km. Hai, Doamne ajută-ne, să ajungem cu bine. Da, Găbud. Aici e o sală de forță pe dreapta, deci dacă sunteți la sala de forță, sunteți bine? Hai. 6 km și ceva, moșilor. Urmează Gheja și apoi Găbud. Rog, Găbud jețul alb, a primul sat. Hai. Și dacă ați ajuns aici la Vita Farm, România, sunteți bine. Și aici o luați peste calea furată română, stânga, moșilor. Și pe aici sus o luați stânga, peste calea furată română. Stânga, stânga! Pe aici, ai grijă la iarbă verde. Și la teren. Hop, hop. Țup, țup. Hop, hop. Slavă Domnului, am venit cu bine, n-am prin căsături, mai avem un pițin. Haide, Doamne, ajută-ne să ajungem, că ne-a oprit noaptea din urmă, mă. Azi zis în rai, mă rog, este funerare. Aici o faceți dreapta, moșilor, dreapta aici, spre Gheja, satul Gheja. Nu, no, nu, no, din nou. Deci au gard mare, vilă mare, câine mare, și ele mai trebuie la ăștia oameni. Îi spart.
pe camera din față, că am dat una acolo la Moldova. Asta e, fraților. Mergem, avem încă vreo 5 km și ajungem la Ghebu. Departe a fost Ghebu ăsta, hai, da. No, noapte bună. Nu, încă nu, mai avem puțin. O faceți dreapta. Iată-i. Bravo, bă, bravo, bă, bă. De unde ai venit? Și noi, de la Pudna. Așa că ne trecem, hai. La fel, la fel. Hai, România, dați-i voce. Salut. Uitați-vă pe YouTube, canalul Să ne audea anul 2. Ai, ai. Și aici tot înainte, fraților, spre... Uite ce, că scrie aici. Ogna, Mureș, Ațintiș, Bichiș, Ost. Păi sub autostradă, șapul la sensul generator, imediat, am ajungem. Uitați, uitați ce-i bagă la Orențiu, de zici că am o plecat din Lundru numai, și el vine de 500 km. În data avem 500, fraților. E când pedalăm de 5 zile, 6 zile, adică 6 zile ca unul a făcut pauză la mine acasă. Și aici o luăm în dreapta, al Gheja, sub autostradă. Sus e autostrada, autostrada, Transilvania, și aici urmează un tunel, așa, că se vede, se vede? Opa, alo, România, România, te iubesc, forever, moșilor, cocoșilor, bată-vă, babilează, ce faci să auzi? Și la sensul datorului luăm dreapta spre Gheja, hai, de aici... De la asta 4 km pe la mănăstirea Găbud. Țara bună, băieți, țara bună! Străiți! De la Putna! Din Moldovia, bă! Copchile! Dreapta, bă! Dreapta! Dreapta, dreapta! Pe aici, bă! Mai avem 4 km, bă! Hai, dă-i voce! Drumul comunal 95, sunteți bine! Asta e Gheja, bine ați venit! Sunt ultimul sat și aici se gata județul Mureș. Începe județul Alba, în dreapta peste Mureșul, județul Cluj. Hai, nu te la Rânțu cum bagă, hai, dă-i, dă-i! Aici e biserica din Gheja pe dreapta. Frumoasă, aici o magazină de pași, bineînțeles. Eu stânga, spital de nebun, aici Căminul Cultural Gheja. Aici alt magazin, pe dreapta. Ne sunteți bine ce stânga e spitalul. Seara bună. Aici a săgat asfaltul. Ce străzile sunt asfaltate, frate, da? Ăsta drumul comunal nu e asfaltat, nu. Așa e România. Oh, iară-i sticle pe jos, frate. Plasional. Instalații de pom, unii Crăciunul. Colindăm, colindăm vara. Seara bună. Pe la uși, pe la ferești. Oh, la pentru unii le place Crăciunul. Whatever. Chiar că nebunii lumea. Da, Doamne, iartă-mă, eu sunt nebun. Da, hai să gata, fraților, e gata. Civilizate, poate până vine voi să asfaltează. Hop, hop. Hop, hop. Să prindem neonile. Opa. Opa, mitică. Hop, vai, vai, tu l-ai. Și aici. Rup capul. Gata. No, drum. Drum de țară. Bine că nu vin mașină, bat praf. O pisică. Pe aici tot înainte 3 km de aici. Aveți de țară. Doi așa mai pe plaț, pe la niște lacuri și apoi în dreapta mănăstirea Găbud. Adică acum schitul Găbud va fi în viitor. Pentele Gheorghe, la noi de la Bârgă, e legumen acum, zău. Ia la pe-a nostru. Domnișoru, ești la drumul și poduri? Da, no, cunoști drumul, mă? Facem pană noaptea, că nu vedem sticlele. Mă rog, prin sat vedem, dar după aia, să vedem. E să gata imediat. Asta e ultimul bec din Gheja. Aici pe dreapta e o cruce. După cum o puteți observa. Și scrie pe ea, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul.
Amin. De aici, de acolo, e lumina în față, e Găbudu, țara Găbudului. E mai tabără de tine, ai fi cel mai mulți tineri din România. Hai, drumul bune prin lume. Aici am dat de înșetină, ce-s lacurile, e la Găbud, așa mai departe, și aici în dreapta să ia către schit. Aici o să mergem pe lângă ele, ce-s pescarii. Țara bună! Uite aici, sus, Găbud în față, satul Găbud, aici schitul Găbud deasupra, un kilometru, avem un șilon, Doamne ajută! Dragilor, acum ajungem la mănăstirea Găbud, schitul Găbud, acolo în Vale Balta, spate Ludusul, și aici schilile părinților, și acolo spate rândaricul tinerilor. Și în față biserica, dar revenim dimineața, noapte bună, viață scurtă ca oață, somnușor, vise de dor. Doamne ajută, slavă Dumnezeu pentru toate, amin. Mulțumim Sfântului Pantelimon și Sfântului Ioan, teologul, ramul acestei mănăstiri. Ioan Evanghelistul, da. Ștețul Alba. Na, ce facem, dormim aici în boschet? Bună seara. Oare mai sunt locuri de cazare, nu știți? Ce e, băi? Iui! Ce aveți copii mici? Unde doar copii? Toate? Mamă! Și mai aveți două locuri libere. Dar de la ce vârstă e? De la 12 ani. Da, da. Scuzați. Știu că și-am făcut tabere. Cu copții. Fraților, vă mulțumesc pentru loc. Mi-am dat acest rampon 3-in-1, așa că am ajuns copiii la Găbud, am dat camera 5, niște băieți de treabă, simpatici, sunt tabără aici, așa. Slavă Domnului! Ne vedem mâine, tomorrow, noapte bună, mă!